În primul rând, pot să spun că mi-a schimbat viața, mi-a schimbat actul didactic, modul de predare. Am început să văd altfel lucrurile, să înțeleg că telefonul, și nu numai eu, și elevii mei, că telefonul nu este numai pentru a vorbi, ci pentru, îl putem folosi și în actul didactic, în procesul de învățământ. Pentru mine a schimbat ceva. În cadrul unui curs am aflat de stop motion. A fost o provocare destul de mare să-l aplicăm. Mai întâi ne-am familiarizat puțin cu această aplicație, după care am încercat la ora de limba română, pe un text Heidi, să împart clasa în grupuri de elevi, să deseneze fragmentul respectiv, pentru ca apoi un copil din grup cu stop motion să recreeze povestea, să întregim cumva fragmentul. Am mai avut o provocare în tabără anul trecut, când ni s-a pus la dispoziție niște materiale și să creăm o mică piesă de teatru. Și ne-am folosit tot de stop motion. Un copil poza în aplicația respectivă și am derulat apoi filmulețul în cadrul taberei cu toți copiii din tabără. Am prezentat produsul final. Relaxat. Foarte bine. Copiii sunt foarte fericiți. Îi văd că interacționează mult mai bine între ei, colaborează mult mai bine între ei și în același timp îmi dă și mie acea satisfacție că au unui lucru bine făcut, bine conturat și împlinit. Îi ajută foarte mult să înțeleagă anumite noțiuni mai abstracte într-un alt mod. Ne-am ajutat foarte mult de astfel de aplicații pentru a înțelege noțiuni pe care, dacă doar le vorbești și nu vizualizezi, este mai greu de înțeles pentru ei. Nu întotdeauna avem telefoanele și tabletele la noi. Avem ore, zile pe săptămână când le aducem și le aplicăm în diverse discipline. N-am ținut cont de disciplină, fie că a fost matematică, fie că a fost limba română, fie că a fost AVAP, n-a contat, dar am căutat, aplicându-le la clasă, să înțeleagă anumite lucruri. Desigur, desigur. Am încercat în școală să le imprim și lor această bucurie de a folosi aplicațiile și mi-am propus, de fapt, fiind și șef de catedră, într-una din activitățile pe care le vom derula în acest an, în acest semestru, mi-am propus să țin eu o lecție folosind aplicațiile învățate la îndreptar digital. Să vedem impactul lor. Și așa poate îi aduc și pe ei să lucreze cu astfel de aplicații. Inovație, colaborare, lecții interactive. Cred că... Bine, cred că mai sunt de spus.